este o surpriză pentru cetățenii României să afle că între politicieni și oameni de afaceri există tot felul de legături ascunse, care înseamnă afaceri care se fac împreună. Bărbați mulți, oameni puțini. Demonstrăm că poșeta a fost luată din bani la Microsoft, o dau înapoi. Dacă există o problemă și se demonstrează că sacoul de pe mine a fost cumpărat din bani la Microsoft, o dau înapoi. Și tot în paralel cu reducerile de pensii și salarii, la ANRP se retrocedau terenuri pe milioane și milioane de euro. Noi despre prezența la vot, care se anunță un record pentru ultimii 10 ani. Am votat pentru ca toți copiii noștri să poată să aibă un viitor în România. Am votat pentru România puternică. Două judecătoare de la Instanța Supremă sunt acuzate că au fost mituite. Procurorii investigează fraude de milioane de euro. Ancheta este extrem de delicată. Acuzați ca și martori în acest dosar. Auto special a ieșit. Pasajul DNA-ului a ieșit. Sinistru, știu că o să ne vinzi pe toți, doar ca să te scoți și dai apoi. Ai jeans de bani, ai jeans de bani, jeans de bani, ai jeans de bani. Este singurul candidat onest. Este un om corect, un om care nu minte. Are rezistență. E o femeie inteligentă, vrea, are ambiție. Mă, Ștefan, o susține că eu am făcut telegondolă. Când a venit în vizită ca ministru al turismului, bineînțeles că trebuie să ne tragem cu telegondola amândoi. E mult mai cinstită ca toți ăștia la un loc. Mult mai corectă. Elena Udrea este un om corect. Un om care nu minte. După ce a pierdut prezidențialele și a început să fie încolțită, Udrea a început să dezvăluie cât de putred a fost în realitate regimul protectorului ei, Băsescu. De unde vine puterea celor de la SRI? Din faptul că acolo sunt toate informațiile, mai ales cele care țin de scheletele din dulap. Deci așa se întâmpla și pe vremea lui Traian Băsescu, cât a condus serviciile, tot așa se întâmpla? Probabil că da. Noi suntem urmașii lui Traian. Noi suntem urmașii lui Traian Băsescu. Reducerea fondului de salarii pentru tot aparatul bugetar este previzibilă. O reducere a pensiilor. În urmă cu 5 ani, pe 6 mai 2010, președintele Traian Băsescu a ieșit la Palatul Cotroceni într-o conferință de presă în care a anunțat măsuri de austeritate fără precedent pentru România. Sub pretextul crizei economice care ne-a afectat tot mai mult, salariile, pensiile și subvențiile acordate de stat urmau a fi tăiate sau impozitate. Reducerea fondului de salarii pentru tot aparatul bugetar din România cu 25%. Este previzibilă o reducere a pensiilor cu 15%. Se va proceda la reducerea masivă a subvențiilor. Ură, dezbinare, disperare și umilință. Asta a adus anunțul făcut de Traian Băsescu în rândul oamenilor de afectați. Așa că România a început să clocotească. De la lună la lună, numărul manifestațiilor s-au înmulțit, iar nervii protestatarilor în fața indiferenței guvernului condus de Emil Boc au atins cote maxime. Așa s-a ajuns ca protestele să fie tot mai violente. S-a întâmplat și un lucru fără precedent pentru prima dată în istoria post-decembristă. Angajații MEAI au ieșit în stradă. Îmbrăcați în uniformă, s-au adunat în fața Palatului Cotroceni pentru a-și striga nemulțumirile. Hoții! Hoții! Hoții!
locuri de muncă, să ne câștigăm singuri și să ne plătim singuri aceste lucruri. Nu vrem pomana lor, vrem să trăim civilizat într-o țară civilizată. Și în timp ce românii se îmbulzeau la cozile umilinței, așa cum le-a numit presa, oamenii puși de Traian Băsescu în funcții cheie nu înțelegeau sensul cuvântului sărăcie. Ei puneau la cale marile afaceri ale statului și semnau contracte pe milioane de euro, cu șpăgi de milioane de euro. Exemplu elocvent în acest sens este Microsoft, contract parafat cu guvernul României în 2004 și care s-a transformat într-un dosar penal în care apar nume grele ca Elena Udrea și Dorin Cocoș, soțul ei de la acea vreme, Gabriel Sandu, fost ministru al comunicațiilor, sau Gheorghe Ștefan, fost primar al orașului Piatra Neamț. Procurorii DNA-i acuză de trafic de influență, luare de mită și spălare de bani și vorbesc despre un prejudiciu de 60 de milioane de euro. Nu este o surpriză pentru cetățenii României să afle că între politicieni și oameni de afaceri există tot felul de legături ascunse, care înseamnă afaceri care se fac împreună. Toate cheltuielile și obligațiile cu acest scop au fost dispuse și ordonate chiar sub presiune efectuate de conducerea PDL, respectiv Emil Boc, Elena Udrea, Vasile Blaga, Adrian Videanu, Radu Berceanu, Roberta Anastase, Alin Albu, Gheorghe Ștefan, etc. Iar asumarea de către mine a acestor obligații viza condiționarea pentru menținerea în funcția de ministru al comunicației și societății informaționale. Procurorii spun că banii au fost folosiți pentru mai multe campanii electorale, inclusiv pentru cea prezidențială din 2009. Potrivit denunțului făcut de Gheorghe Ștefan, acesta ar fi plătit peste 2 milioane de euro pentru realegerea ca președinte a lui Traian Băsescu. Vor plăti toți după faptele și după inima lor. Era un proverb al nostru că oameni mulți, bărbați puțin, dar vă spun că reciproca e mai adevărată. Bărbați mulți, oameni puțini. Demonstrăm că poșeta a fost luată din bani la Microsoft, o dau înapoi. Dacă există o problemă și se demonstrează că sacoul de pe mine a fost cumpărat din bani la Microsoft, o dau înapoi. Și tot în paralel cu reducerile de pensii și salarii la ANRP se retrocedau terenuri pe milioane și milioane de euro, plătiți din buzunarul statului, acel stat intrat în criză care trebuia să dea oameni afară sau să reducă din cheltuieli. Totul pentru buzunarele proprii și casieria partidului. Este singurul candidat onest. Este un om corect, un om care nu minte. Are rezistență, e o femeie inteligentă, vrea, are ambiție. Elena Udrea a aruncat în aer toate proiectele politice ale lui Băsescu. Este nevoie în acest moment de o schimbare, de o schimbare la vârful partidului. E greu uneori să pierzi. Modul cum n-au înțeles să fie democrați mă face să spun acum, definitiv și pentru totdeauna, adio Partid Democrat. Adio PD, adio PDL. După ce a renunțat la PDL pentru că Udrea n-a ajuns președinte, Băsescu s-a apucat să-și facă partid nou. Mă voi dedica construcției unei alte soluții de dreapta cu oameni cinstiți. Și a făcut-o pe Udrea în sfârșit șefă. A crescut enorm și eu sunt convins că după experiența Roman, Elena Udrea va deveni un politician de forță în România. Eu voi vota Partidul Mișcarea Populară. Doar că Udrea a îngropat PMP-ul, astfel încât Băsescu n-a mai avut unde să meargă după plecarea de la Cotroceni. Tot Udrea a fost cel mai controversat ministru al guvernelor PDL. A avut pe mâini milioane de euro și a făcut investiții scandaloase. Mă, Ștefan, o susține că eu făcut telegondolă. Când a venit în vizită ca ministru a turismului, bineînțeles că trebuie să ne tragem cu telegondola amândoi.
Deși afectat puternic ca imagine de scandalurile ministrului Elena Udrea, Băsescu a rămas pe poziții. A fost un ministru bun. Tot pe mâna ei, Băsescu a fost lăsat pe din afară și în jocul pentru prezidențiale. Asta pentru că a susținut-o pe Udrea, candidat fără șanse să ajungă la Cotroceni. Elena Udrea poate să-l bată pe Victor Ponta fizic, dacă e nevoie. E mult mai cinstită ca toți ăștia la un loc. Mult mai corect. Elena Udrea este un om corect, un om care nu minte. După ce a pierdut prezidențialele și a început să fie încolțită, Udrea a început să dezvăluie cât de putred a fost în realitate regimul protectorului ei, Băsescu. De unde vine puterea celor de la SEI? Din faptul că acolo sunt toate informațiile, mai ales cele care țin de scheletele din dulap. Deci așa se întâmpla și pe vremea lui Traian Băsescu, cât a condus serviciile, tot așa se întâmpla? Probabil că da. Lucrul acesta s-a văzut prea târziu. Femeile au mai multă voință de evoluție decât bărbații. Noi suntem urmașii lui Traian. Noi suntem urmașii lui Traian Băsescu. Eu știu de când era asta, așa, liceu, fată bună, cu minte, am învățat bine. Ce știu, dar Dumnezeu să mă ierte, a furat cu domnul Cocoș, a furat cu domnul Băsescu, de la luat-o bâțu. Am auzit, dar merit. De ce? Merit, pentru că e scroac. S-a dus acolo și a furat atât pământ la lumea aia acolo, care n-a avut nicio jină lumea aia. Și ea a fost o săracă ca și mine. Măsa a fost, era un prieten bun cu mine, taxatoare la Tonete. Cum credeți că și-a făcut doamna Elena Udrea avere? Cu Ciorditu. Și cu Șmecheritu și cu Băsescu. A făcut cu Șmecherii, cu Cocoș. Ea a fost o pătuchioasă, o săracă ca și mine. Și acum de ce e bogată? Că a furat toate terenile la toți, la Nana și în toate părțile. Cumulator un ultimii. Apartament, no, ce avea? Un apartament, avere. A fost un om normal. V-am zis, nu sunt nici pro, nici contra. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about that little lady. Avem nevoie de adevăr la lumină, dar să știți că țara s-a dus de râpă. Au mâncat carnea, au subt măduva și a rămas decât osul.